Fostul soț al Israelei trece prin clipe cumplite. A plecat din România ca să își refacă viața, dar s-a trezit într-un coșmar. A pierdut totul și nu știe dacă mai apucă ziua de mâine. Vedem declarațiile șocante și le comentăm cu Gena Rusu și Ornela Pastere. Bună ziua, bine ați venit la Star Magazine. Mulțumesc pentru prezență. Cum intrați? Haideți întâi de toate să aflăm ce se întâmplă exact în viața lui Liviu, când toată lumea credea că s-a căsătorit și îi merge extrem de bine. Nu e deloc așa. Acum o lună iarăși m-a sunat și mi-a zis că e prin Barpuri și că acum e în zona Valencia. Știa că e în zona Valencia, că e în zona Valencia și că e cu niște prieteni și l-am întrebat, Liviu, unde stai? Sunt în parc, e cald afară, sunt prin parcuri. Liviu, dacă crezi că pot să te ajut cu ceva, tu știi bine să ajungi până în Madrid. Iar din Madrid mă duc iarăși după tine și, cum să zic, te aduc aici, încerc să te duc la un spital dacă crezi că e nevoie. Nu, doamna Maria, sunt distrus. Eu mi-am dat seama că era așa. Și am impresia că și Liviu a fost și prin Franța acum 2 ani și tot așa a ajuns să cerșească. Aveam un prieten bun, un prieten foarte bun care chiar mi-a trimis filmare cu Liviu lângă un condenator din ăsta unde se aruncă pungile cu mizerie și era nebărbărit, era... El nu mai ține legătura cu familia lui? Nu mai ține legătura cu familia lui. Și mama lui plângea așa de tare, plângea la telefon și îmi spunea: vă rog, spuneți că eu sunt mamă, dacă v-a lăsat poate să vină oricând să vină în Belgia. Și el nu vroia. Eu i-am zis, zic, vai măi Liviu, dar cum Dumnezeu ajungi tu să dormi pe-n parc? Vai de capul meu măi, doamna Maria, să vezi ce căldură-i și știi ce bine dormă, prea numai mă mușcă țânțare. L-am simțit, știți cum, un cerșetor, că odată ce el doarme prin parcuri, clar, e ceva clar că el ajunge să șesească un bănuț sau o bucată de pâine sau știu eu. Sau intră, sau mă gândesc că intră în compania altor persoane care se ocupă cu fericit n-a fost niciodată. Cum l-a simțit pe el ca om? E un om trist și care, știți cum, nu mai contează el, la viața lui nu mai contează. Pentru el viața, că trăiește, că... Nu, pentru el viața, am impresia că nu mai are rol. Chiar mi-am dat seama că l-am întrebat exact și lucrul ăsta, mai Liviu, așa că era mai bine cu doamna Izraela, măcar să interesa și dacă erai undeva și aveai lipsă de un ban, ea întotdeauna îți trimitea. Și atunci am început să plângă. Și a zis, Maria, o să te mai sun, acum te las că nu-i telefonul meu. Ea la un prieten, dar o să te mai sun. Eu nu-mi distrus. Deși în presă s-a zvonit că Liviu Arteni s-a căsătorit, de fapt, nu și-ar fi refăcut niciodată viața după moartea Israelei. Ba chiar s-a simțit devastat când a aflat vestea că partenera lui a decedat. Eu nu vreau să mă distrug, îmi dau cuvântul pe dolare. Am pierdut un om cu care vorbeam. Am pierdut un om cu care mă consultam. Am pierdut un om. Și ce greu e să creez un om?